Dacă la începutul sezonului oficialii universității vorbeau numai de titlu, acum echipa are mari emoții în ceea ce privește prinderea unui loc în play-off. Suporterii din Peluza Nord au anunțat că vor veni să-și încurajeze favoriții în derbiul cu FCU după ce nu au fost prezenți la meciul de cupă cu UTA. Universitatea pare favorită după calculele hârtiei, dar evoluțiile slabe din ultimele meciuri îi fac pe tehnicieni să fie extrem de precauți înainte de derbiul Olteniei. Cu toate acestea, secundul echipei Dragoș Bon nu concepe decât o victorie în fața celor de la FCU. Este un meci al orgolilor, nu trebuie să mai spunem noi, toată lumea știe nivelul la care se duce această partidă ca și orgoliu, ca și ambiție. Suntem liniștiți că venim după o victorie importantă în fața Utei, în cupă. Care este cel mai important tatu al echipei în acest moment, în acest derby? Valoarea. Scurt. Cred, consider că avem un lot foarte valoros, jucători cu calități extraordinare și dacă vor fi capacitații 100%, ceea ce nici nu mă gândesc că s-ar putea să nu, să nu fie, valoarea va face diferența. Jucătorii universității știu cât este de importantă pentru susținători o victorie în fața rivalii de la FCU. Este un meci foarte important pentru noi, pentru suporterii Universității Craiova. Ceea ce pot să vă asigur este că eu, cât și colegii mei, o să dăm 100% și o să încercăm să vă facem fericiți. Înaintea duelului direct din etapa 15 -a din Superliga, Universitatea Craiova se află pe locul 4 în clasament cu 22 de puncte, la 4 în spatele rapidului și la 2 în fața celor de la Hermannstadt Petrolul Proiești și Farul Constanța. Derbiul dintre Universitatea și FCU se joacă sâmbătă de la ora 21.15 pe stadionul Ion Oblemenco.